păzitorul icoanei Maicii Domnului. Bătrânul Haralambie a trăit ultimii ani ai vieții sale cu nostalgia patriei sale pierdute. Se gândea mereu la frumosul său sat de lângă Prusa, iar ochii săi lăcrimau. Cu această durere a plecat din această viață. Îl lua adeseori în brațe pe nepoțelul său, Haralambie, și îi vorbea despre satul său. Îi descria cum era biserica, școala unde a învățat primele litere, piața satului și unde se juca. Apoi, cu multe amănunte, îi descria casa în care se născuse, se căsătorise și își dobândise copiii. Micul Haralambie a crescut și apoi a studiat în Atena, însă întotdeauna își aducea aminte de bunicul său. Într-o zi, înștiințându-se că o agenție de turism a organizat o excursie în părțile Prusiei, a considerat de datoria sa să viziteze acel loc în amintirea bunicului său. O nespusă emoție a încercat Haralambie când a ajuns în satul bunicului său. Mai întâi a văzut biserica, numai că acum era geamie. S-a apropiat de cafeneaua bunicului său, dar era închisă. Și piața era cu desăvârșire lăsată în părăsire. A ajuns în fața casei. Cu o mână tremurândă, a deschis poarta de la curte. Pe trepte stătea un bătrânel. De îndată ce l-a văzut pe tânăr, l-a întrebat în turcește: "Fiule, ce vrei?" Cu puținele cuvinte turcești pe care Haralambie le învățase de la bunicul său, a încercat să-i dea să înțeleagă că venise din Grecia ca să cunoască satul bunicului. De îndată ce bătrânul a auzit aceste cuvinte, a sărit în sus, și-a întins mâinile și l-a strâns pe Haralambie la pieptul său. "Bine ai venit," i-a spus bătrânul în grecește. "Știam că vei veni și de aceea te așteptam." Haralambie îl privea buimac. Apoi bătrânul l-a luat de mână pe tânăr și l-a condus într-o cameră mică în interiorul casei. L-a pus să se așeze pe singurul scaun ce era acolo, după care i-a spus: "Eu m-am născut într-un frumos sătuleț din Macedonia. Părinții mei au fost mahomedani și se ocupau cu agricultura. Eram cel mai mic copil al familiei. Când ceilalți lipseau toată ziua la câmp, eu stăteam la casa prietenului meu Nicolae. De multe ori chiar dormeam acolo. Părinții lui mă iubeau și nu mă deosebeau de copiii lor. Erau oameni buni și creștini credincioși. Se aduna la rugăciune toată familia, mai ales noaptea. Îngenuncheau și se rugau înaintea icoanei Maicii Domnului, la care ardea permanent o candelă, iar alături era o cădelniță care împrăștia o bună mireasmă în toată casa. Toate acestea mă făceau să simt teamă. De multe ori îngenuncheam și eu împreună cu ei și vorbeam cu Maica Domnului ca și cum aș vorbi cu mama mea. Sufletul se umplea atunci de pace." Într-o zi, familia lui Nicolae a mers la o bisericuță din afara satului care avea hramul. "M-au luat și pe mine cu ei. Am urmărit dumnezeiasca liturghie și când i-am văzut pe credincioși că merg spre Sfântul Altar să se împărtășească, am mers și eu. Dar tatăl prietenului meu m-a oprit: 'Tu nu, copilul meu, nu te poți împărtăși, pentru că nu ești botezat.' L-am privit cu reproș și i-am spus: 'Atunci să mă botez și eu.' Mai târziu, Kir Dimitrie, tatăl lui Nicolae, mi-a explicat că aparținem de religii diferite și că părinții mei
nu mi-ar fi îngăduit să mă botez. Aș putea o face însă atunci când aveam să devin major. Treceau anii și eu continuam să am aceeași dorință. Așteptam cu multă nerăbdare acea zi mult dorită și continuam să mă rog Maicii Domnului. Din nefericire, nu am apucat să-mi înfăptuiesc marea mea dorință, căci înainte de majorat s-a făcut schimbul de populații. Părinții mei m-au luat și m-au adus în acest sat. Era noapte și nu am putut să-mi iau rămas bun de la prietenul meu și de la acea iubită familie. Și asta m-a costat mult. De vreo 2 ore am voit să fug de acasă și de aceea părinții mei au fost nevoiți să mă încuie în această cameră unde am rămas până acum. Într-o noapte, cuprins fiind de deznădejde, am îngenunchiat, așa cum făcea familia lui Nicolae, și cu lacrimi în ochi am rugat-o pe Maica Domnului să mă ajute să mă întorc. Deodată am simțit o nespusă mireasmă care mi-a umplut camera. Am considerat aceasta ca un răspuns al Maicii Domnului la rugăciunea mea. Această mireasmă o simt până astăzi, atunci când mă rog noaptea. Mai târziu am început să aud niște lovituri ușoare sub patul în care dormeam. Vreme de un an întreg nu am putut înțelege ce se întâmplă, dar nici nu îndrăzneam să o spun cuiva. Într-o zi, când toată familia mea a plecat la o nuntă în satul vecin, am avut ocazia să caut cu multă atenție la locul acela. Am văzut că o scândură nu se îmbina bine și am ridicat-o cu un obiect ascuțit. Sub scândură am văzut o cutie metalică. Cu siguranță aici este ascunsă o comoară, m-am gândit. M-au cuprins fiorii când am deschis-o. În lăuntru era o icoană întreagă a Maicii Domnului, o candelă și o cădelniță. M-am gândit că oamenii care au plecat din această casă au ascuns neprețuita lor comoară ca să nu cadă în mâini profanatoare. La fel m-am gândit să fac și eu, să păstrez icoana până când se află cineva din această familie căruia să-i o pot da. Și aceasta era cererea mea atunci când mă rugam în fiecare noapte Maicii Domnului. Au trecut mulți ani de atunci. Părinții mei au plecat din această viață. Frații mei s-au căsătorit și și-a făcut fiecare casa sa. Eu am rămas singur aici. Păzeam icoana Maicii Domnului. Nu am vrut să mă căsătoresc, pentru că nu voiam să intre femeie în casa mea. Rudele și consătenii mă considerau dezechilibrat mental și nu se apropiau de mine. Asta îmi convenea, pentru că nu mă mai deranjau. Aveam totdeauna pe Maica Domnului care mă ocrotea. În ultima vreme, puterile au început să mă părăsească. Maica Domnului nu mă lăsa să mor mai înainte de a da în mâini sigure icoana ta. Așa mă rugam continuu, iar ieri seară am primit răspunsul ei. Mireasma se oprise. O adiere răcoroasă mi-a cuprins sufletul. Am scos icoana din cutie și mi s-a părut că Maica Domnului mi-a zâmbit. Va trimite pe cineva astăzi să o ia, m-am gândit eu. Și de dimineață stau pe trepte și aștept. Acum pot închide ochii liniștit. Emoționat, Haralambi a luat în mâini sfânta icoană. S-a plecat apoi și a sărutat mâna bătrânului ca și cum ar fi sărutat mâna bunicului său. I-a mulțumit din toată inima și și-au luat rămas bun cu ochii înlăcrimați. Înainte de a pleca, bătrânul i-a dat lui Haralambie un săculeț spunându-i: „Ia-l, fiule, este pământ din grădina bunicului tău. Pune-i-l în mormânt ca să-i se odihnească sufletul.”
purtând păcatul celuilalt. Odată, un monah de la oarecare mănăstire l-a rugat pe Dumnezeu să-i deschidă ochii, să vadă la fiecare om răutatea sa ascunsă și astfel să-i vină în ajutor. Când Domnul i-a împlinit rugăciunea, monahul a încercat să-și intensifice străduințele sale, mai ales că acum distingea cu claritate răul. Însă, datorită imaturității sale duhovnicești, răul pe care îl vedea la ceilalți l-a umplut de groază și a început să simtă dezgust și în cele din urmă scârbă de oameni. Într-o zi a ajuns la mănăstire cineva care voia să-l vadă pe starețul mănăstirii. Însă monahul, care se învrednicise să vadă răul, văzând cât de păcătos și cât de pervertit era vizitatorul, i-a spus: "Cum îndrăznești să te arăți astfel starețului? Prezența ta îl va jigni." Vizitatorul, auzind acestea, a plecat. După aceasta, starețul l-a chemat pe monah și l-a întrebat dacă nu a venit cineva și l-a căutat. "Da," a răspuns monahul. "Dar unde este?" l-a întrebat starețul. "L-am alungat." Atunci starețul l-a privit și i-a spus: "Nu te-ai gândit că poate aceasta a fost ultima ocazie a acestui om?" Atunci tânărul monah, tulburat, i-a cerut starețului să se roage lui Dumnezeu să ia înapoi harisma străvederii pe care o primise. Dar starețul i-a răspuns: "Nu, Dumnezeu nu ia înapoi ceea ce a dăruit. Însă îi voi cere ca atunci când vei vedea răutatea vreunui om, să o trăiești tu ca și cum ar fi a ta, pentru că și el și tu sunteți mădularele unui singur trup, a trupului întregii omeniri." În peregrinările sale, acest monah a ajuns odată la casa unui oarecare creștin, căruia i-a cerut găzduire. L-a rugat să-i îngăduie să intre și să-i dea un loc unde să se roage. Nu l-a rugat pentru nimic altceva, ci numai să-i îngăduie să se roage la el. Stăpânul casei a rămas surprins de cererea monahului și l-a primit. I-a dat o cămăruță unde să se odihnească. Însă monahul a început îndată să se roage. Gazda, ciulindu-și urechile, l-a auzit pe monah rugându-se cu lacrimi și mărturisind lui Dumnezeu păcatele acelui bărbat, care era un om rău, împovărat cu multe păcate, ca și cum ar fi fost păcatele sale. Auzind toate păcatele sale, stăpânul casei s-a văzut pe sine prin ochii acelui om drept. S-a cutremurat și a început să se pocăiască și să plângă. Apoi s-a mărturisit la acel monah și când a sfârșit mărturisirea, era deja tămăduit. Întoarcerea. În ziua prăznuirii sfântului proroc Ilie, un tânăr Ilie intră în biserică ținând în mână o lumânare mare. Voia să o aprindă în sfeșnicul dintre icoanele Maicii Domnului și a sfântului proroc Ilie. O făgăduise pentru că sărbătoarea zilei avea o întreită semnificație pentru el. Când era mai tânăr, la ziua sa onomastică, s-a săvârșit o minune. Avea 16 ani și în ziua sărbătoririi numelui s-a trezit făcând planuri despre cum va sărbători seara împreună cu prietenii săi. Cu aceste gânduri i-a mai venit unul, numai că acesta era hulitor. Era o strofă cu două versuri pe care diavolul i l-a înțepenit în minte și care rima cu numele Maicii Domnului. Ziua înainta, dar cuvintele hulitoare nu încetau. I se părea ca un joc și cu cât le spunea mai tare, cu atât mai mult îi plăceau.
și astfel, spunându-le mereu, s-a făcut seară. În timp ce toate erau gata, i s-a întâmplat ceva care l-a schimbat pe toate și l-a schimbat pentru totdeauna. S-a împiedicat și a căzut. Această cădere a avut ceva diferit. A avut un caracter pedagogic. Nu numai că a căzut, dar a căzut cu bărbia pe pardosea și cu dinții și-a tăiat limba, care atârna numai de o pieliță mică. Maica Domnului, ce am făcut? A strigat el și a rămas mut vreme de 6 luni. Nu putea vorbi și desigur nu mai îndrăznea nici în gând să mai aducă acele cuvinte pe care cu puțin mai înainte le rostea cu limba. Cu toate acestea, limba sa nu a avut nevoie să fie cusută sau să fie tratată cu ceva. I-a lipit-o Maica Domnului. Iar el a considerat o mare binefacere această muțenie obligatorie de 6 luni pe care i-a impus-o pe drept Maica Domnului. 6 luni fără glas, 6 luni fără limbă, după care limba lui singură rostea: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! La 15 august a ajuns la icoana Maicii Domnului de la Tinos, unde cu lacrimi în ochi și plin de recunoștință, i-a mulțumit nu numai pentru că l-a făcut bine, ci pentru că și-a venit în sine. Odată cu căderea sa, pe lângă tăierea limbii, i s-a rupt și un dinte din față. Nu l-a reparat niciodată, ca să fie mărturie și să-i aducă aminte că oarecând a trăit o minune. Și acea minune era cea a întoarcerii, cea mai mare minune. Așa se întâmplă oamenilor care au intenție bună, ca printr-un păcat, printr-o cădere, Dumnezeu să-i mântuiască și să devină pilde și pentru ceilalți. Cum s-a petrecut și cu Ilie, care de atunci nu a încetat să povestească peste tot această experiență personală a sa, dojenind cu dragoste pe cei care îi aude că hulesc pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Maica lui Dumnezeu și a întregii lumi. Și astfel, din hulitor a devenit binevestitor, din prigonitor creștin, din nemulțumitor recunoscător. Iar acum, Ilie a adus cu multă evlavie lumânarea ca să o aprindă în sfeșnic, acolo unde privirea Maicii Domnului îl întâlnește pe fiecare om rănit de săgețile păcatului și îl îmbrățișează cu o dragoste maternă, iubitoare, iertătoare și, mai presus de toate, mântuitoare.